Jurnalele RTT. Transportatorii și fermierii au protestat la Brașov pentru a treia zi la rând în sunet de claxoane. Dacă transportatorii au aceleași nemulțumiri ca în prima zi de protest, în cazul fermierilor, brașoveni s-a adăugat cel puțin una. În timpul protestului de ieri, deja au fost fermieri sunați, fermieri care au animale, au vaci de lapte și au fost anunțați că trebuie să se scadă prețul laptelui la poarta fermei deja. Și fermierii sunt nemulțumiți pentru că acele stopaje la prețul laptelui sau prețul alimentelor la raft deja începe să fie suportat tot de către fermieri. Protestatarii spun că nimeni nu a discutat cu ei și vor continua să-și manifeste public nemulțumirile chiar prin acțiuni și mai incisive. Continuăm înainte, azi e ultima zi de manifestație și după aia o să ne înțelegem cu domnii delegații, cu așa, o să blocăm intrările în oraș. Cu utilaje agricole, cu ce avem la îndemână, ce avem tractoare, utilaje agricole. Nici transportatorii nu renunță la proteste pentru că niciuna dintre revendicările lor nu a fost ascultată, după cum au precizat miercuri. Ce s-a întâmplat în acest interval? Absolut nimic. Ori în prima zi, ori în ultima zi, nimeni nu s-a prezentat să stea de vorbă cu noi, pe nimeni nu interesează. Sperăm că să mai organizăm în continuare până ne ascultă cineva. Ce spun ceilalți din celelalte orașe? Ați vorbit cu alți fermieri, alți transportatori? Același lucru. Suntem lăsați pe ultima sută de metri. Și dacă se poate, doar ceva așa din zbor, ocazional, dar tot cu portițe. Păcat. Ce aveți de gând să faceți în continuare? Ne vom exprima în continuare, pașnic, până ne va băga cineva în seamă. După cele trei zile de protest de la Brașov, atât fermierii cât și transportatorii spun că nu vor renunța la acțiunile lor până când vor primi răspunsurile așteptate de la guvern. Se prelungesc prin acte adiționale contractele dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate. În ultima zi din ianuarie, guvernul a adoptat o hotărâre de modificare a contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Una din principalele modificări este menținerea pentru întreg semestru 1 al acestui an a valorilor punctelor per capita și pe serviciu din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate, care au fost valabile în semestrul al doilea al anului 2023, așa cum de altfel s-a convenit în cursul negocierilor și consultărilor dintre Casa Națională de Asigurări de Sănătate și reprezentanții organizațiilor reprezentative prevăzute de legea 95/2006. Pentru claritatea reglementărilor s-a prevăzut explicit că în asistența medicală primară se decontează o singură consultație pe zi pentru o persoană, prin care este abordată în integralitate starea de sănătate a pacientului. În urma consultației, medicul eliberează toate documentele necesare pacientului, de la rețete medicale, bilete de trimitere la recomandări. La medicina dentară, în primul semestru, se va menține aceeași sumă orientativă lunară pentru medicii stomatologi ca în semestrul al doilea din 2023, respectiv 6.000 de lei pe lună pentru medicul specialist. În asistența medicală spitalicească, pentru creșterea calității serviciilor acordate, se reglementează că durata spitalizării de zi este de minim 2 ore, cu excepția serviciilor acordate pentru afecțiuni oncologice și hemato-oncologice și a celor acordate în camerele de gardă și în structurile de urgență din cadrul spitalelor, pentru care finanțarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătății. În asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice, lista afecțiunilor pentru care analizele și investigațiile se pot efectua și după epuizarea valorii de contract a laboratoarelor se extinde cu boala cronică de rinichi pentru coroborare cu legea numărul 378/2023.
Pentru asigurarea continuității furnizării de servicii medicale pe toate palierele de asistență sanitară, începând cu 1 februarie, contractele existente între furnizori și casele de asigurări de sănătate vor fi prelungite prin acte adiționale, în condițiile prevăzute în forma modificată a contractului cadru, transmit reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Împrumut pentru investițiile din județ. În prima ședință ordinară din an, consilierii județeni și-au dat acordul ca executivul instituției să acceseze un împrumut de 72,5 milioane de lei pentru finanțarea investițiilor care sunt deja începute și urmează să fie finalizate în acest an. Este vorba atât despre investiții în infrastructura rutieră, cât și despre bani necesari lucrărilor și dotărilor din domeniul sănătății. Cu impact major aș putea vorbi despre aprobarea creditului pe care l-am demarat anul trecut de peste 72 de milioane de lei, iar aceste sume de bani sunt repartizate în special pentru obiectivele care sunt în curs de finalizare. Ele au fost enumerate și anunțate de-a lungul timpului. Este vorba de completarea continuanului la maternitate, de drumul de sub munte, mai avem acolo mici cheltuieli de făcut, Homorod Melcheaș, și acolo mai sunt anumite mici plăți de făcut ca să încheiem și acel contract și alte lucrări pe care și care se vor finaliza în această primăvară a anului 2024. Președintele Consiliului Județean a adus în atenție și pașii făcuți pentru obținerea fondurilor necesare legării aeroportului internațional Brașov-Ghimbav de reședința de județ prin calea ferată. Sunt plăcut impresionat de faptul că în final am reușit să trecem peste toate barierele de-a lungul timpului și respectiv să ajungem în faza în care să semnăm un protocol de a acționa în sensul de a racorda aeroportul internațional Brașov-Ghimbav la rețeaua de cale ferată și suntem ancorați într-o realitate în sensul că Ministerul Transportului ne-a prins pe lista sinteză de investiții și vom putea accesa mai bine de 500 de milioane de lei pentru a racorda, așa cum vă spuneam, prin calea ferată aeroportul internațional Brașov-Ghimbav. O veste bună au primit și agricultorii din județ. Fermierii ar fi trebuit să plătească aproape 1000 de lei la hectar pentru închirierea pășunilor, însă după discuții cu reprezentanții Direcției Agricole, consilierii județeni au votat reducerea acestei sume. O nouă campanie de mesaje false transmise în numele ANAF a fost sesizată de mai multe persoane. Este vorba de mesaje prin care contribuabilii sunt rugați să furnizeze informații privind facturile emise în sistemul e-factura pentru societățile pe care le administrează sau la care lucrează. Agenția Națională de Administrare Fiscală vă atrage atenția să nu dați curs solicitărilor din aceste mesaje. Atenționăm asupra unei campanii de mesaje false transmise în numele ANAF, prin care contribuabilii sunt rugați să furnizeze informații privind facturile emise în sistemul e-factura pentru societățile pe care le administrează sau la care lucrează. Mesajele sunt transmise de pe această adresă de e-mail anaf@mfinanțe.com. Atragem atenția că această adresă de e-mail nu aparține ANAF. ANAF recomandă faptul că este important să nu deschideți aceste e-mail-uri, să nu dați curs unor astfel de solicitări, să nu accesați documentele anexate sau link-urile din conținut, să nu transmiteți date personale. Precizăm faptul că serviciile oferite de ROE Factura sunt accesibile prin SPV, spațiu privat virtual, respectiv prin API, interfața pentru depuneri interogări automate. Reprezentanții ANAF mai spun că în contextul obligativității sistemului informatic ROE Factura Business to Business de la data de 1 ianuarie 2024,
Preocuparea companiilor de a se conforma este speculată de persoane rău intenționate cu scopul de a frauda sau obține informații cu caracter confidențial, astfel că ANAF recomandă atenție sporită. Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția, după cum mai precizează conducerea instituției. În același timp, se pot obține informații fiscale cu caracter general la call center ANAF la numărul de telefon 031 40 39 160. Filarmonica Brașov are săptămâna aceasta doi invitați de seamă, care vor avea fiecare dublă ipostază în cadrul concertului de joi. Am văzut încă de la repetiția de miercuri că pe 1 februarie de la ora 19, Thomas Carroll și Yankee Ju vor alterna pozițiile de solist și dirijor. Așadar, veți avea ocazia să participați la un concert deosebit în care dirijorii vor lua și rol de soliști. Thomas Carroll cântând și la violoncel, iar Yankee Ju cântând la pian. Programul muzical al serii va consta din uvertura Romeo și Julieta de Piotr Ilici Tchaikovsky, urmată de rapsodia pe o temă de Paganini, opus 43 de Sergei Rachmaninov. Veți asculta și compoziții de Max Bruch și Maurice Ravel. Săptămâna viitoare, pe 8 februarie, vă veți putea bucura de un concert dirijat de Tiberiu Dragoș Oprea, care o va avea ca solistă pe celebra violistă japoneză Tomoko Akasaka. Vor fi interpretate compoziții de Bejlo Bartok, Gabriel Fauré și Manuel de Falla. Jurnalele RTT.